Ce v-a supărat că am zis să zâmbiți? Fiți triști atunci, ce să zic. Din partea mea, fiți triști. În Evanghelia după Matei, capitolul 2, o să citesc două versete, sunt neconvenționale pentru perioada asta, dar Domnul mi-a zis să citesc asta în seara asta. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-a văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Am venit să ne închinăm lui. Nu știu dacă știți, dar pe Dumnezeu nu-L interesează ce facem, ci pe Dumnezeu îi interesează motivul pentru care facem ceea ce facem. Apostolul Pavel spune în Corinteni, când vom fi judecați, nu vom fi judecați pentru ceea ce am făcut, ci motivația cu care am făcut ceea ce am făcut. Adică de ce am făcut ceea ce am făcut. Foarte mulți oameni vin la casa Domnului să-i vadă alții. Iau cina de ochii altora. Predică că așa se face. Sau dau bani că așa e normal. Românul dă. Pe Dumnezeu nu-L impresionăm nici că strigăm, nici că tăcem. Pe Dumnezeu El impresionează doar credința noastră. Și zice Pavel, credința din inimă, înseamnă că ea nu se vede. Eu am pregătit câteva lucruri aici, dar se pare că Duhul Sfânt are cu totul altceva. Da, în fine, merem cum vrea Duhul Sfânt. Cam cât crezi că are greutate paharul ăsta? Sticla asta? 100 de grame. Ah, ești bun de comerciant atunci. Cam cât crezi că poți să ții asta în mână? Că nu-i grea, ai zis că e 100 de grame. Știi că dacă o ții un ceas, îți amorțește mâna. Ha? Dar știi că dacă o ții două ceasuri, ți se paralizează mușchiul. Știți câți oameni poartă lucruri subțiri, ușoare, în sufletul lor și le-au paralizat sufletul? Un pic de neiertare, un pic de ură, un pic de invidie, un pic de dinaie. Ca să scap de amorțeală și de paralizie, știi ce trebuie să fac? Asta. Și mulți oameni se întreabă, ce să fac? Și acum ascultați-mă un lucru. Domnul nu ne ascultă rugăciunile pentru că nu cerem corect. Că noi vrem ca Dumnezeu să se baje peste ceea ce am făcut noi. Și Dumnezeu zice în seara asta, nu o să mă bag peste ceea ce ați făcut voi. O să mă bag doar acolo, peste ceea ce fac eu. Și ce mi-a zis Duhul Sfânt odată? Foarte mulți oameni spune, Doamne, scapă-mă de aici, scoate-mă de aici. Și Domnul, Tu ai intrat, Tu ești. Dumnezeu nu-i scoate numai pe aia cu care intră în foc. Pe aia îi scoate din foc. Care s-au băgat ei în foc, n-au decât să iasă. Știți ce mă doare pe mine sufletul cel mai tare? Să văd astăzi o lume, o pun în ghilimele, o lume de creștini care pun totul pe seama Domnului. Ei nu fac nimic. Când Domnul Iisus i-a zis lui Petru, tu ești Petru, tu ești biserica. Porțile, locuințele morților nu vor birui. Eu pun ceva pe umerii tăi. Eu te fac pe tine responsabil. Eu te încarc pe tine cu greutate. Eu te fac pe tine capabil. Eu mă bazez pe tine. Eu în tine vreau să lucrez. Prin tine vreau să lucrez. Probabil că o să ne ajute cuvintele astea în seara asta. Amin? Așa că, de aceea spun că în timpul rugăciunii am văzut
foarte multe inimi. Și Domnul spune în seara asta, dă drumul. Dă drumul. Cu cât ții mai mult ranchiuna, cu cât ții mai mult supărare, cu cât ții mai mult îngrijorare, cu cât ții mai mult ura, cu cât ții mai mult lăcomia, o să-ți paralizeze sufletul. Dă-i drumul afară. Vrei să spun ceva? Dumnezeu nu te ajută. Dacă nu ești disponibil să o faci. Dacă nu ești determinat să o faci. M-a chemat cineva într-o familie odată și a zis, frate, aș vrea să vii să te rogi pentru copilul nostru, e demonizat. Am adus cu un prieten de-a meu, cu unul Gabriel, am intrat în casă și cum am intrat în casă? Eu știu când vorbește demonul sau când vorbește omul. Dar atunci mi-a zis el, omul, zice, deja ai venit că mie îmi place. Sunt ținut ca un prinț aici. Păi cum să nu? Stătea în pat, era grăsos bine, toate veneau la pat, maică s-a jucat ca titirejul în jurul lui. Toate, mâncare, băutură, televizor, că... O zis, mie îmi place. Îi zic lui Gabriel, nu mai rogă-te, zic, că ai pentru cine. Când omul îi place acolo, nu-l scoți nici dacă postești în fiecare zi. Mi-a zis odată, am citit o carte a unui pastor american care a zis, nu știu dacă ați auzit de T.D. Jakes, zicea el, avea în râvnă, m-a trimis Domnul să vindec oamenii, să-i eliberez, s-au întâmplat minuni și la un moment dat, zice, m-am dus într-o familie și oricât mă rugam, zice, nu ieșea dracu. Și Duhul Sfânt mi-a zis, ia vin încoace un pic. Lea într-o parte, zice, eu ți-am dat autoritate peste demoni, nu peste voința omului. Ui, dacă omul nu vrea, poți să te uși pe păreți. Dacă omul nu vrea, domnule, acolo îi place. Îi place în mizeria aia, îi place în cloaca aia, îi place în anturajul ăla, îi place acolo. Nu poți să te rogi că te-ai rugat. El s-a obișnuit acolo. Un lucru putem face însă, să credem că Dumnezeu îl va îngădui atât de greu pe persoana aia, încât va zice la un moment dat, Doamne, chiar nu mai pot. Chiar nu mai pot. Dumnezeu singurul mântuie, dar nu o face fără contribuția noastră. Dumnezeu singurul poate da mântuirea, dar nu o să răspundă niciodată în dreptul nostru, ci noi răspundem în dreptul nostru. Amin? Vreau să împărtășesc ceva legat de magi. Știu că am spus e neconvențional, dar apropo, careva crede că magii au venit exact când s-a născut Iisus? Nu! N-a venit la Ierusalim chiar în ziua sau în zilele în când s-a născut Iisus, nu! I-au venit mult mai, dacă facem o statistică interesantă, cum că Irod a poruncit ca toți copiii din jurul Betleemului să fie uciși de la 2 ani în jos, se pare că probabil să fie durat chiar un an și ceva, când sau pe când au ajuns magii la Betleem. Așa că nu știm dată, cum nu știm data nașterii lui Iisus. Ce știe cineva data nașterii lui Iisus? O știe tatăl? Nu o știe. Nu știm nici data botezului. Dibuim puțin cu data învierii, că Paștele la evrei mergeau după lună nouă. Asta o dibuim puțin. Dar multe chestii ca nu le... De ce nu putem spune că trebuia să vorbesc asta la Crăciun, în decembrie? Unii evrei spun că Domnul s-a fi născut undeva în septembrie-octombrie, când e Sucotul la evrei, sărbătoarea corturilor. Deci sunt niște chestii care... Poate că nu ne ajută, dar în fine, vreau să ne ajute altceva în această seară, să învățăm ceva de la magi. Și știți de ce? Pentru că probabil noi în România am fost învățați că credința creștină e pentru oamenii sărmani, fără școală, marginalizați, second hand. Așa ne-a influențat regimul comunist. Culmea,
Și de ce vreau să spun în seara asta? Pentru că magii, în vremurile antice, erau preoți. Preoți. Oameni învățați, filozofi, astrologi, chiar vrăjitorii unii dintre ei. Deci nu era oricine. Și am putea învăța de la ei, pentru că, după cum o să vedem în seara asta, chiar dacă numai Evanghelia după Matei vorbește despre... Și nu cred că au fost numai trei, cum spune tradiția ortodoxă și catolică, Melchior, Baltazar și nu mai știu încă unul. După darurile, probabil să fi fost cinci sau numai doi. Nu, nici asta nu scrie în Biblie. Dar faptul că e lăsat în Evanghelia după Matei, episodul ăsta, ceva vrea să... Și am putea vorbi până la sfârșitul anului din episodul ăsta. Dar în seara asta Domnul mi-a pus pe inimă și m-am rugat astăzi și am zis, Doamne, vreau un cuvânt proaspăt. Vreau să fie de la Tine proaspăt. Și aș vrea să urmărim puțin două, trei lucruri, să vedem cât timpul ne permite din viața lor. Primul rând, am citit că ei au venit de departe, da? Din răsărit. Au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Primul și în primul rând, vreau să înțelegem un aspect important. Orice căutare în lumea asta are un răspuns, o rezolvare, orice căutare. Probabil n-ați auzit lucrul ăla. Ți-ai căutat-o, ai găsit-o. Mai ales când e vorba de belele, știi? Ți-ai găsit ce căutai. Din pasajul ăsta și din multe alte din Scriptură, putem învăța că orice căutare în lumea asta are un răspuns, are rezolvare. La un moment dat întâlnești, uitați ce zice Matei 7:7, o să-ți dau de lucru. Matei 7:7, Domnul Iisus chiar încurajează când vorbește, căutați și veți găsi. E clar o promisiune. Dacă nu cauți, nu o să găsești. Și versetul 8. Oricine caută, găsește. Aleluia. Știi de ce spun lucrul ăsta în seara asta și am primit-o ca o revelație? Foarte mulți oameni caută lucruri și spun, pe unde or fi ascunse? Lucrurile de valoare nu le găsești pe drum, că zice la un moment dat Apostolul Pavel, când e vorba tot despre judecată în 1 Corinteni capitolul 3, zice că foarte mulți zidesc în credința lor pe temelia pusă, pe stâncă, pe Hristos, aur, argint, pietre scumpe. Asta le găsești la tot pasul. Ha? Uite că nu sunteți atenți. Și o să mai strecor greșeal din astea, să vă, sunteți cu mine. Aur, argint și pietre scumpe, nu le găsești la tot pasul. Nu, nu. Astea trebuie săpate, astea trebuie căutate. Lemn, fân, trestie, cât vrei. Nu trebuie să faci mare lucru. Deci un comportament de uscăciune, un comportament firesc, un comportament egoist, îl găsești peste tot. Dar un caracter ales, oameni cu greutate, oameni ai adevărului, ai moralității, ai spiritualității, să știți că greu. Greu. Căutarea se lasă cu soluții. Căutarea se lasă cu răspuns. În orice domeniu cauți. Voi trăiți în Franța, Franța e catalogată numărul 1 în spiritism. Denotă faptul că francezii sunt foarte spiritualizați, sunt foarte căutători de spiritualitate. Dar uitați-vă cum merg în latura cealaltă. Pe 1 mai, în Franța se sărbătorește sărbătoarea vrăjitoarelor. Pe 31, când e ziua mea, Halloween-ul. Dar, vedeți? Ce-ți cauți, aia găsești.
Dacă citiți în cartea Proverbelor, veți observa că zice, înțelepciunea iese pe stradă și strigă, cine-i prost și fără minte să vină încoace, am tara. Dar imediat, pentru că diavolul e un falsificator, un imitator, imediat ce a văzut că înțelepciunea a ieșit pe stradă, o ieși și ea. Diavolul cu prostia. Ea a venit și la taraba mea. Și știi ce-i interesant? Viața ne lasă pe noi să alegem. N-am văzut pe nimeni, dar pe nimeni, să zici că îi duce Dumnezeu așa. Ia-o în direcția aia. Sau că diavolul îi trage de aici, du-te mă. Și Dumnezeu și diavolul oferă pe masă. Noi suntem aia care mergem și mâncăm. De ce îl învinovățim pe diavolul? Știți gluma aia cu călugărul care dăduse pe ses. Îi plăcea să bea bine de tot, bine de tot, bine de tot. Și starețul a zis, trebuie să-l punem pe ăsta. Și a zis, de azi înainte nu mai pui gura pe sticlă și pe pahar. Și a zis, bine. Și după câteva zile iar l-a văzut mangă. Și a zis, ai călcat jurământul pedeapsă. Zice, nici vorbă. Nici vorbă. Cum ai zis? Deci o iau cu lingura. Că dracu m-a pus. Și dracu a zis, nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva. E alegerea noastră uneori. Căutăm și vom găsi. Cauți scandal, o să-l găsești. Cauți sfințenia, o să-l găsești. Cauți neprihănirea, o să o găsești. Dar ascultă-mă, încă o dată, lucrurile valoroase, lucrurile scumpe, necesită transpirație. Le-a spus de multe ori predicatorilor, nu există inspirație fără transpirație. Că nu ajung Marele Apostol Pavel peste noapte. Nu ajung Billy Graham peste noapte. Transpirație, lucrurile de valoare. Moralitate, spiritualitate, astea se sapă adânc după ele. Căutați! Haideți să vă dau câteva versete biblice. Spune aici Samuel, parcă, nu? Sami? Nu e Samuel? Interesant. Așa ești pe buletin? Samira. Fii binecuvântat. Isaia 55:6. O să vă dau câteva versete biblice ca să vedeți că lucrurile nu vin pică pară mălăiață în gură la nătăfleață. După ce m-am pocăit, fiți atenți fază, după ce m-am pocăit, auzisem și eu un lucru bizar. Zice, dormi cu Biblia sub cap că o să-ți vină Scriptura. Mă, și mă trezeam de multe ori noapte și zicea, dacă o citești, intră. Dar nu dacă dormi cu ea sub perină. Puneam Biblia la un moment dat, am zis, știi ce, locul tău e pe masă, nu superină. Și am citit-o de zeci de ori. Că să pot să prim. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Se pare că fie o vreme când nu se mai poate. Aviz amatorii. Aviz, trăim niște vremuri atât de grele, atât de critice. Nu știu ce o să fie peste un an de zile. Habar n-am. Dar cu atâta rapiditate se mișcă lucrurile, că aș putea să spun că anul viitor, pe vremea asta, o să fim în cer, adică nu o să mai fim aici. Dacă vreți, hai să vă speriu și mai tare. S-ar putea să sărbătorim anul nou în cer. Atât de repede se mișcă lucrurile. Nu vreau să vă uitați la mine ca la lup. Nu! Dar lucrurile cu așa repeziciune se mișcă, pot să mai dureze 10 ani. Nu sunt eu cu astea. E treaba Domnului. Aleluia. Amin? Aleluia. Deci pe astea Tatăl le ține sub stăpânirea sa. Mulțumim, Tată. Aleluia. Și așa avem noi destule. Nu-i treaba noastră, nu-i grija noastră ce faci tu cu istoria. Deci s-ar putea să fie o vreme când nu se mai poate. 1 Cronici 16:11. Uitați ce zice David. 1 Cronici 16:11. Căutați pe Domnul, ai găsit? Căutați pe Domnul și sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Amen.
Acum, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Asta depinde de mine. Dacă eu sunt disponibil să stau să caut fața Lui, dacă eu îmi fac timp pentru asta, nu care cumva, acum, sincer, nu știu cât lucrați undeva într-o întreprindere sau nu lucrați, nu știu, hai că le iau pe pastor aici. Crezi că dacă nu umbli după mașini, o să-ți vină ele în curte? O să-ți vină bani în buzunar? A? Nu știu de ce. Am spus odată un lucru într-o predică, dar o spun și acum. Spuneți-mi un loc de muncă unde nu să faci nimic, numai să te plătească. Eu m-aș angaja acolo. Nu există. În lumea asta nu te plătește să nu faci nimic. Dumnezeu, în momentul în care îl cauți, se lasă găsit și sprijinul Lui vine în ajutorul celor care îl caută. De ce nu sunt ajutat că nu-l caut? Osea 10 cu 12. Wow, ce-mi place asta. Și asta simt că se întâmplă la Emanuel aici. Aleluia. Partea finală. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Cineva să zică amin. N-are cum să plouă mântuirea, n-are cum să plouă binecuvântarea decât din El. El e sursa binecuvântării, El e sursa mântuirii. În momentul în care îi bați la ușă și El deschide, oameni buni, El abia așteaptă ca cineva să-i bată la ușă. Spunea Richard von Brandt, mai mult decât vrem noi, vrea El mântuirea noastră. Mai mult decât vrem noi, vrea El vindecarea noastră. Mai mult decât vrem noi, vrea El binecuvântarea noastră. Și ce am auzit odată un pastor, mi-a plăcut ideea asta, a zis așa, Dumnezeu aleargă zi de zi cu binecuvântări după noi. Avem noi timp să ne oprim și să zicem, Doamne, dă-ne-le. Aleluia. Amos 5 cu 2. Wow! Fii atent că asta e pentru tine acum. Cred că am greșit. Amos 5 cu 2? Acum, ori cu 12, ori ceva, da. Eu spus versetul. Căutați pe Domnul și veți trăi. Ia caută. Căutați pe Domnul și veți trăi. Și știi ce îmi zice Domnul în seara asta? Cum te cheamă? Samuel sunteți pe aici. Știi ce zice Domnul în seara asta? Că vrea să pregătească tot mai multă viață pentru tine. În Ioan, spune atât de frumos Domnul Iisus Hristos, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Mulți oameni se mulțumesc cu viață, atât. Cu viață. Dar Domnul vrea viață din belșug. Ascultă, Samuel, asta am primit de la Domnul acum pentru tine. Vrea să-ți dea o viață din belșug, belșug. 7 cu 2 era. Vrea Dumnezeu să-ți dea o viață din belșug, primește. Aleluia, lăsați că am citit eu acum. Țefania 2 cu 3. Căutați pe Domnul. Fac conexie cu ceea ce ai zis mai înainte. Țefania 2 cu 3. Cu tine. Ionatan. Țefania 2 cu 3. Căutați pe Domnul cei smeriți. Aleluia. Toți cei smeriți. Să nu zici că am făcut atâtea greșeli. Voi fi obosit, dar nici chiar așa. Țefania 2 cu 3. N-ai găsit. Ia. Căutați pe Domnul toți cei smeriți care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Amin? Aleluia! Repet, adevăratele comori nu le găsești după apăsătură de cazma. Adevăratele comori sape adânc după ele. Mulți oameni vor ca după o zi de post sau după o rugăciune de 10 minute să întâmple miracole.
Spunea Teddy Jacks, că revin iarăși la el, zice, foarte mulți oameni se uită la mine, văd biserica mare pe care o am, văd misiunea pe care o am și zice, am vrea și noi ca tine. El le spun, am trecut zeci de ani de atunci și acum, ascultă, am trecut de atâtea ori prin bucătăria diavolului și nici miros de fum n-am luat. De ce? Pentru că a căutat mereu pe Domnul. Amin? Aleluia. Când cauți pe Domnul, nu ți se pare prea lungi distanțele. De unde ai venit? Ești din Toulouse. Ești convenit unii de la 100 de kilometri. Aleluia. Ți se pare lungi distanțele când îi cauți pe Domnul? Nu. No. Când îl cauți pe Domnul, nu ți se pare scump nici biletul. Când îl cauți pe Domnul, nu ți se pare mult drumul, nu ți se pare scump, când îl cauți pe Domnul. Dar se pare că astăzi pentru mulți creștini a devenit corvoadă căutarea. Hai mă, dacă îi musai cu plăcere. Ce obții ușor, pierzi repede. Nu prețuiești. Dar ce obții greu, prin trudă, prin efort, prețuiești și respecti. Înțelegeți? De aceea apostolul Pavel se îndreaptă către Timotei și zice, 1 Timotei 4 cu 7, caută să fii evlavios. 1 Timotei 6 cu 11, uite, lucrurile astea se pot întâmpla. Iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută. Hai să zicem împreună. Neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Înseamnă că ele sunt undeva și le pot găsi. Mă gândeam în timp ce se cânta o cântare în seara asta, să-mi schimb predica și să zic, Doamne, aș vrea să vorbesc despre lucrurile pe care oamenii le au. Și degeaba le mai cer. Acum ascultați-mă, nu vreau să mă luați în nume de rău, dar în momentul în care Dumnezeu mi-a dat mântuirea, mi-a dat viața veșnică, mi l-a dat pe Duhul Sfânt, ce rost ar mai avea să cer eu, să zic, Doamne, dă-mi dragoste, când El a turnat dragostea în mine? Da? În momentul în care a venit Duhul Sfânt în viața mea și El a venit cu tot ce înseamnă Duhul Sfânt. Aleluia. Vreau câteva păreri. Ce are Duhul Sfânt? În primul rând, cine este Duhul Sfânt? Dumnezeu. Ok. Ce are Duhul Sfânt? Daruri. Roadă. Putere. Da? Dragoste. Ai. Sfințenie. Pace. Asta e ține. În momentul în care El vine cu tot ce are în mine, unde le caut eu? Bravo. În mine. Și acum ascultă. Sărbătoarea cincizecimii era singura sărbătoare din Levitic la care se accepta pâine cu dospitură. Singura. De ce? Pentru că dospitura crește. Singura sărbătoare care se accepta dospitură. Și în ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a venit exact atunci. De ce? Să crească. Și noi suntem ca aluatul cincizecimii. Creștem? Ziceți, dinăuntru în afară. Sfințenia, puterea, dragostea, nu vin din afară ca să mă schimbe. Ele au fost turnate în inima mea prin Duhul Sfânt. Ele ies. De aceea zice David în Psalmul 23, paharul meu este plin de dă peste. De ce? Pentru că e plin înăuntru. Știi când o să curgă peste? Când ești plin înăuntru. Și îmi place așa de mult simbolistica asta cu ziua 50.000, pentru că aluatul crește în mine. Duhul Sfânt crește în mine. Crește cu radă, crește cu daruri, cu putere, cu sfințenie. De ce caut eu lucruri care le am în altă parte când de fapt ele sunt în mine? De ce le-aș căuta?
De aceea zice, caută, caută, caută astea. Unde să le caut? În mine sunt. Dezvoltă-le. Zice Pavel lui Timotei, dezvoltă darul care a fost pus în tine. Energizează-l. Crește-l, înflăcărează-l, dezvoltă-l. A fost pus în tine. Aleluia. Câți creștini, mersi, câți creștini astăzi folosesc ceea ce a pus Dumnezeu în ei? E adevărat, nu poți să folosești ceva ce nu ai. Clar. Dar în momentul în care ți-a fost dat, fac o paranteză aceea acum. Duhule Sfinte, lucrează. Știi ce e interesant? Toți venim din medii pentecostale unde s-a stăruit după Duhul Sfânt. Și când ai ajuns să vorbești în alte limbi, gata, te-ai oprit. Îți plin, îți botezat. Pentru că oamenii au crezut că semnul vorbirii în alte limbi e semnul umplerii. Dar n-aș vrea să supăr pe nimeni. Numai că Domnul Iisus Hristos nu vorbește despre vorbirea în limbi. Îi supăr. Domnul Iisus nu vorbește de vorbirea în limbi. În schimb, Domnul Iisus spune, când va veni Duhul Sfânt, fapte 1 cu 8, ce veți primi? O putere. Înseamnă că în momentul în care eu sunt locuit și umplut de Duhul Sfânt, semnul este puterea. Aleluia! Și știți de ce? Pentru că de multe ori pe teren arată altfel. Vorbește în limbi, dar nu are putere să renunțe la patimi. Vorbește în limbi, dar nu are putere să se roage. Vorbește în limbi, dar el se ceartă cu nevastă sa. Vorbește în limbi, dar el înșală și minte. Și atunci am zis, stai, ceva nu e în regulă, nu vujește. Iisus nu vorbește de vorbire în limbi. În schimb, Iisus vorbește de putere. Și acum ascultă-mă, semnul clar, vizibil, că tu l-ai și eu, l-am pe Duhul Sfânt în mine și sunt umplut de Duhul Sfânt, e puterea! Puterea să mă împotrivesc diavolului, puterea să mă împotrivesc păcatului, puterea să mă împotrivesc bolii, puterea să mă împotrivesc celui rău. Știți când am înțeles asta? Când am ajuns în Africa. Și când am ajuns în Africa, i-am zis așa, printre altele prietenului meu, mă, aș vrea să ajung și la un vrăjitor, să vedem ce e în stare asta. Și am ajuns la un vrăjitor, ne-am dus așa. Și a fost interesant un lucru ce a zis la un moment dat. A căzut în tranș și a început să vorbească în limbi. Vorbea niște limbi din alea și după ce a venit și a revenit din tranș, am zis, măi, zice, n-am putut să văd nimic la ăștia, numai îmi orbea o lumină, zice, îi zicea lui prietenul meu. Și atunci am realizat ceva, stai un pic, diavolul copie vorbirea în limbi, dar ascultă, puterea nu mai poate să o copie. Aleluia! N-are cum. Darurile le copie. Dar roada n-are cum. Aleluia. Semnul vizibil că cineva are în el pe Duhul Sfânt, ai putere, poți să zici amin? Aleluia. Să te împotrivești bârfei, să te împotrivești păcatului, să te împotrivești celui rău. Foarte bine că vorbești în alte limbi, mă bucur pentru asta. Că apostolul Pavel clasează sau poziționează vorbirea în alte limbi într-un loc de cinste. 1 Corinteni 14 zice, cine vorbește în alte limbi se zidește pe sine însuși. E foarte bine că vorbești în limbi, că te edifici, crești, te faci puternic. Dar adevărata sau adevăratul semn al prezenței Duhului Sfânt în tine e puterea. Aleluia! Ai autoritate în lumea spirituală. Cineva să zică amin. Așa că lucrurile astea le-am primit. Căutați, căutați pe Domnul, căutați lucrurile care vin. Și unde le caut? Doamne, dacă mi-ai dat Duhul Sfânt, înseamnă că e în mine. Puterea e în mine. Eram într-o biserică undeva și un frate zice, eram la amvon lângă el, să ne rugăm să ne dea Domnul putere. Eu zic, Doamne, nu-i asculta. Nu-i asculta. Și după ce termina rugăciunea, zic, eu mi-am permis să zic că Dumnezeu v-a dat, dar n-ați folosit-o. Și Dumnezeu vă dă, dar nu folosiți unde trebuie.
că Dumnezeu a pus în noi. Când compar prezența lui Dumnezeu cu ceva, a Duhului Sfânt, o compar cu bomba Hiroshima. A venit bomba, a aruncat americanii la Hiroshima bomba, poate ați văzut suflul ăla ca o ciupercă, kilometri a ras. Duhul Sfânt nu face așa. Duhul Sfânt nu omoară. Orice prost poate omorâ pe cineva. Ce Duhul Sfânt e mai tare ca bomba de la Hiroshima. Duhul Sfânt aduce viață. În momentul în care vine Duhul Sfânt în viața mea, El aduce viață, El aduce putere, aduce autoritate, curaj, îndrăzneală. De aceea biserica primară se ruga în Fapte capitolul 4, dă îndrăzneală, zice. Să vestim cuvântul și fă să se facă semne și minuni în numele robului tău, Iisus. Ascultă-mă, în timp ce tu mă asculți acum, eu cred ce zice Evrei 4 cu 12, cuvântul lui Dumnezeu e viu, activ, lucrător. În timp tu ce mă asculți, cuvântul pătrunde. Și e cineva aici care are probleme cu plămânii. Cuvântul pătrunde și tămăduiește plămânii. Înțelegi? Momentul în care cuvântul iese, pentru că zice Isaia 55, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Și în timpul în care tu auzi cuvântul în seara asta, se restaurează ceva în relația familiei tale. Poate te rogi de multă vreme, dar în seara asta e momentul restaurării. Chiar pentru cineva care ne urmărește pe internet. E o femeie care se roagă de mult pentru familia ei. Aș vrea să crezi că puterea lui Dumnezeu se manifestă acum, în direct, peste soțul tău, peste copiii tăi. Haleluia! În numele lui Iisus Hristos. Și nu trebuie neapărat rugăciuni sofisticate, nu știu cât umplute, ca să avem numai așa, ca și tortul, să fie cât mai mult. Nu! E suficient să crezi. Haleluia! O femeie a venit la Domnul Iisus și a zis: fie-ți milă de mine și de fiica mea. Pac! Doamne, ai milă de mine. Doamne, îndură-te. Tăc! N-au, sau Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Noi avem impresia că dacă spunem o grămadă de cuvinte, îl impresionăm pe Dumnezeu. Vreau să trec mai departe. Ia, aleluia. Am putere! Am putere! Lăudat să fie Domnul! Cine are putere? Yeah! Cine are dragoste? Aleluia! Vedeți, faptul că am fost învățați greșit, ne-am luat după asta. Roman 5 cu 5 spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată, nu picurată. Înseamnă că dragostea lui în mine. Eu nu trebuie să o caut în altă parte, ci să mă uit înăuntru meu. Să zic, Florin, trezește-te, trebuie să-ți iubești vrăjmașul. Opa! Marie, trezește-te, trebuie să-ți iubești soțul. Opa, e în mine dragoste. Respectă-ți soțul, e în tine. Duhul Sfânt când vine în noi, vine cu tot ce are, aleluia. Versetul 11, Matei 2. Haideți că vreau neapărat să plusez pe asta. Că în timp ce s-a făcut coleta, așa zisă, am văzut un lucru aici. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat magii cu fața la pământ și i s-au închinat. Cui s-a închinat? Mamei lui sau lui Iisus? Dați-le catolicilor versetul ăsta. Că i s-au închinat lui Iisus. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri. Oameni buni, învățăm de la magi, închinarea oferă. Sau dacă vreți, se oferă. Nu pot să cred într-o închinare care nu dăruiește. Poți să dăruiești și să nu te închini. Dar în momentul în care te-ai închinat, n-ai cum să nu dăruiești. Și nu mă uit numai la banii. Că este un duh de zgârcenie astăzi, de n-ai văzut. În momentul în care te închini lui Dumnezeu, îi dai timpul tău, energia ta, tinerețea ta, potențialul tău, banii tăi. Nu ziceți amin aici. Pentru că am învățat că de la Domnul numai vine. Dar ascultați-mă ce zice Dumnezeu lui Avraam în Genesa capitolul 12, versetul 2. Pentru că noi suntem copii ai credinței făgăduite lui Avraam. Ia uitați, voi face din tine un neam mare. Vreți neam mare? Aleluia, amin. Te voi binecuvânta.
Dar zice Dumnezeu, nu numai că te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare, pentru că tu vei fi o binecuvântare. Eu nu sunt sacul ăla fără fund în care toarnă Dumnezeu și se disipează pentru mine. Nu, eu sunt canalul prin care toarnă Dumnezeu binecuvântare pentru alții. Aleluia! Când ai îmbrățișat ultima dată pe cineva, să zici, te iubește Dumnezeu. Când ai dat cu cineva un high five, hai frate, un high five și să zici, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Știi că două lucruri își dorește Dumnezeu. De fapt, în Biblie, în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos a zis că Dumnezeu își dorește două lucruri. Unul vi-l spun, celălalt căutați-l voi acasă. Ioan 4:23. Ca să vedeți ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Vine ceasul și acum și vine când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duș și în adevăr, fiindcă astfel de închinători, Dumnezeu își dorește închinătorii. Viața noastră e o viață de închinare. Tot ce fac eu mă închin lui Dumnezeu. Predic, mă închin lui Dumnezeu. Cânt, mă închin lui Dumnezeu. Mănânc, mă închin lui Dumnezeu. Umblu pe stradă, fac afaceri, mă închin lui Dumnezeu. Vin la cina Domnului, mă închin lui Dumnezeu. Pun bani în coletă, mă închin lui Dumnezeu. Acum ascultă-mă. Închinarea este direct proporțională cu dragoste. Niciodată nu o să dai mai mult decât iubești. Da. Vorba pastorului Petrică Lascău. Mulți americani au un Dumnezeu de un dolar. Că atât aruncă în coletă. Un dolar. Închinarea mea e direct proporțional cu... A zice, de unde o scot? Ia uitați. Ioan 12:3. Cât dai, atât arată că iubești. Dacă te dai pe tine Domnului, înseamnă că... Maria a luat un litru cu mir de nar curat de mare preț. A uns picioarele lui Iisus și l-a șters cu picioarele cu părul capului ei. S-a umplut casa de mirosul mirului. Un litru, mare preț. Și știi ce zice Domnul acestei femei? Luca 7:47? Ia ascultați. Luca 7:47. Păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Păi dacă a iubit mult, îți dai seama că pentru ea, cum a zis mai înainte, să dai un litru cu mir curat, un pac o rămâne, este ceva mai scump? Ce mai este mai scump? Chauvaj, franson, să dai ceva mai scump. Care dintre voi asparge sticla de chauvaj și spui, pun la picioarele Domnului, cât valorează. Pui pe taler cât ai pus în coletă în seara asta. Da? Ascultă-mă un lucru. M-a învățat Dumnezeu un aspect interesant al închinării. Poți să pui un pic de negativ acum. Fii atent. Când Maria spart vasul de mir, l-a enervat pe Iuda. Și acum ascult. Atunci închinarea mea are succes când îl enervez pe dracu. Nu numai când îmi enervez eu meu. Când îmi enervez firea mea. Ce atât a stat în picioare? Ce atât a cântat? Ce atât a dat? Dacă nu ți-ai deranjat firea, se pare că n-ai dat cât trebuia. Dacă nu ți-ai deranjat firea, înseamnă că n-ai cântat cât trebuia. Înseamnă că nu te-ai rugat cât trebuia. Adevărata închinare îl va deranja pe diavolul. Dacă el e liniștit și zâmbește, fă pact cu inima ta și vei zice,
Nu vreau să-l văd pe diavolul bucuros. Voi da Domnului o laudă extravagantă. Atât de mult îl voi lăuda, atât de mult voi sta în picioare, voi ridica mâinile, voi aplauda, voi dansa dacă trebuie. David atât de tare o dansa că o supărată pe Mical. I-ai făcut de râs. Și ce dacă? Și ce dacă? Un pastor american a zis, 18 ani de zile am jucat după cum le-a plăcut la alții. Bă, să nu superi pe ăla. Vezi că ai pe ăla la alt. Bă. Și ca păstor e greu. Muzica mai încet, că unii dor urechile. Aero condition, că așa, predicai prea lungă. După 18 ani, eu zis, știi ceva? Eu nu o să mai joc după muzica voastră. Eu să joc după muzica Domnului. Dacă lui îi place, aleluia, pe el îl aud. Și David a zis, înaintea Domnului am dansat. Știu că multora nu le place. Dar și cum nu le place? Aia care îți de mână cu celălalt. Dacă vrei să vezi cum funcționează asta, o săptămână, ascultă-mă, numai o săptămână, las-o moale cu închinare. Nu-ți cer mai mult. O săptămână nu dărui, o săptămână nu te ruga, o săptămână, numai o săptămână, testează. Să vezi după aia. Pentru că Domnul Iisus, când a ajuns în pustia Iudeii, diavolul a avut tupeu obrăznicia să-i spună, închină-te mie și tot îți voi da ție. Am mers la Iisus. Vă spun ceva. De închinat tot ne închinăm cuiva. Depinde cui. De dăruit tot dăruim cuiva. Depinde la cine. Nu spune mie că nu te închini. Eu nu știu dacă ați auzit zilele trecute de un miliardar american. Miliardar american. Atât de mult s-a iubit pe sine încât și-au ucis iubita. Narcisist. Foarte mulți oameni sunt egoiști, atât de mult țin la imaginea lor, la ei. Au făcut din ei idol. De închinat tot ne închinăm la cineva. Și acum, dăm voie în seara, să-ți dur așa. Și dacă mâine mă trimiteți către casă, nu mă interesează. Dumnezeu n-are... Dumnezeu nu vrea ca El să fie cineva pe lângă care ne mai închinăm la altcineva. Dumnezeu vrea să fie singurul care îi aducem închinare. Singurul. Ori ne închinăm Lui, ori plecăm cu El alții. Dumnezeu de aceea a fost supărat pe Israel, că a zis, doar mie să vă închinați. Și în seara asta simt așa în sufletul meu să strig răspicați. Scoateți-vă idolii. Aleluia. Și dați-le foc. Aleluia. Aleluia. Nu știu cine e idol pentru tine. Nu știu la ce te închin mai mult. Nu știu pe ce energia ta, banii tăi, timpul tău. Dar în seara asta Dumnezeu spune, vreau să ne ridicăm în picioare. Aleluia. Aleluia. O să mai continuăm. Dar acum simt că e un moment al ruperei aici. Diavolul e tupeuist. E obraznic. Diavolul își promite o grămadă de lucruri, dar nu ți le promite decât în schimbul închinării. Pentru că el știe că în momentul în care îi te închini lui, nu mai te poți închina lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu acceptă concurență la închinare. Diavolul se mulțumește și să-i dai un 5 minute lui. Diavolul se mulțumește și să-i dai și partea lui. Dar Dumnezeu nu. Dumnezeu zice ori tot, ori nimic. Cine vrea în seara asta să zică Domnului, sunt al tău, Doamne, cu tot ce sunt. Nu mai țin pentru mine, nu mai țin pentru firea mea pământească, nu mai am nimic, eu nu vin cu asul în mânecă.
Dacă nu mă ajută Dumnezeu, mă ajută celălalt. Dacă nu mă ajută Dumnezeu, mă ajută pilele. Dacă nu mă ajută, dacă nu intervine Dumnezeu, intervin eu. Dacă nu face Dumnezeu, fac eu. Nu, nu, nu. În seara asta Dumnezeu vrea să rupă acest blestem al alternativei. Aleluia. Aș vrea să ridicăm o mână spre cer. Cei care sunteți dornici să schimbați ceva. Tată, în seara asta stăm cu mâinile ridicate spre tine. Ne pare rău, ne pare rău că te-am împărțit cu altceva și cu altcineva. Dar în seara asta facem legământ cu noi înșine. Alegem să dăm toată închinarea ție. Deci este o cântare care zice toată închinarea, toată adorarea cui? Lui Iisus Hristos. Aleluia! Viața mea e un chin lui și în momentul în care îmi închin viața în tot ce am, e al lui. Aleluia! Aleluia! Este la găștii cântarea Sfânt, Sfânt e Domnul sau Sfânt e numele tău. Primesc așa în Duhul aici. Aleluia! Sunt persoane care s-au jucat cu pocăința, chiar dintre cei ce s-au botezat în ultima vreme. Dumnezeu e îndelung răbdător, Dumnezeu e bun. El te ridică, te sprijină, te ajută, dar vrea să-i dai respectul în seara asta. Aleluia! Dumnezeu așteaptă să le respecti pentru purtarea de grijă. Dumnezeu așteaptă să-i te închini pentru toată dragostea care ți-a oferit-o, că te-a scăpat de moarte, te-a ridicat din mocirlă. Oriunde te-ai găsit în seara asta, te vede Dumnezeu. Fie că ne urmărești pe internet în seara asta, spune în numele Domnului. Dumnezeu așteaptă toată închinarea. El nu vrea sferturi, nu jumătăți, nu trei sferturi, vrea toată. Toată inima. Toată inima. Cred că în timpul închinării se rupe ceva. Paradoxala de la vașa care... Închinare noastră e laudă, închinare noastră e rugăciune, închinare noastră e dărnicie, închinare noastră e post, închinare noastră e cina Domnului, închinare noastră e tot ce vreți făcut pentru Domnul. Aleluia! Glorie, glorie, glorie! Glorie! O, șacara! În timpul închinării se întâmplă ceva în seara asta. Întotdeauna... Totdeauna, Doamne, când te-am chemat, m-ai ascultat. Cine recunoaște asta? Întotdeauna, când eram căzut, m-ai ascultat. Niște rușine, Doamne, apoi m-ai încurajat. Mi-ai spus să merg înainte, căci Tu, Doamne, m-ai iertat. Ce-a făcut Domnul cu tine? M-ai îmbrăcat în haina Duhului Tău cel Sfânt. În seara asta Domnul te umple, umple-te Duhul Sfânt. Cu inimă în care să fie locașul Tău cel Sfânt. Aleluia! Mi-ai uns capul cu unde lemnul Duhului Tău cel Sfânt. Se rup uscături, lanțuri feci, cad la pământ. Și Sfânt e numele Tău. Hai să ridicăm mâinile. Aleluia. Sfânt e numele Tău. Aleluia. Sfânt e numele Tău. E veșnic Sfânt. Golește-ne de noi și umple-ne de tine. Cu cât vom fi mai
plin de tine, cu atât vom fi mai goi de noi. O, zdrobește-ne euul sub călcâiele tale, zdrobește-ne dorințele sub călcâiele tale și achip în noi, Duhule Sfinte. Aleluia, aleluia. Barazochera vașechera bas. Vorbește, vorbește în alte limbi. Sambara calabas, șatara voi. Hai, hai, cei care sunteți botezați în Duhul Sfânt, vorbiți, vorbiți. Aducem Domnului o laudă, o închinare extravagantă. Fă-l pe diavolul să fie trist în seara asta. Fire, fire ești. Pleci. Era macaralaba sacarara. Era era barato sacaralios. Aleluia. Domnul vindecă ochii cuiva. O femeie are probleme cu ochii. Domnul te vindecă în seara asta. Oh, la raba shekeri manasa. Ale che era batu sena Iisus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, raba shendara basa. Aș vrea să ridicăm o mână. Se rup lanțuri de frică aici. Panică și depresia cade. Acum, acum. Sfânt e numele tău. Nicola Tasai. Aleluia. Sfânt e numele tău. Aleluia. Sfânt e Domnul Oștirilor. Sfânt e Domnul Oștirilor. Peste tine. Vorbește în alte limbi. Hai! Vorbește, vorbește! Te edifici, te întărești. Iramasa na cararabasa în calamibarato. Ilibera corabasa în calamalabasa tarabio. Ilibera carabasa în libere horabaraia. Aleluia, aleluia! E numele tău. Iramasa în calamasa care. Vorbiți, vorbiți. Iramasa în calamalabasa în libere henamalaia. Alegera faradu subire candolubarahia. Haideți, toți cei care sunteți botezați în Duhul Sfânt, vorbiți taine cu Domnul, vorbiți care aveți darurile Duhului, vorbiți cu Domnul. Aligarto bereche de braidu și kerabara. Iri glore bire sentri braidu kere. Shengila baratu sekera yes. Singera mashaya. Yeshua. Yeshua Mashiach. Domnul se atinge în seara asta de câteva persoane. Cinci care au probleme cu sângele. Așa să crezi. Domnul se atinge de sângele tău acum. Domnul face vindecarea sângelui. Infecție care e acolo, vindecată în numele lui Iisus. Vindecată în numele lui Iisus. Aleluia. 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 Văd așa un nor alb care aduce o proaspătă ploaie. La Dumnezeu să aducă o ploaie proaspătă în seara. Unii dintre voi stați de multă vreme în amorțeală, de multă vreme în apăsare. Ploaia Duhului proaspătă în seara asta vrea să-ți facă să ridici capul, să nu mai fii trist la ceea ce ai văzut în familie, să nu mai fii trist la ceea ce ai văzut că se întâmplă. Ridică-ți privirile spre cer. În seara asta plouă, plouă, plouă o ploaie proaspătă de la Duhul Sfânt, o ploaie a bucuriei, o ploaie a mântuirii. Aleluia. 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 Shekela batos.
care suferiți de ceva, puneți mâna dreaptă pe frunte. Acum pune mâna dreaptă pe frunte. Dacă suferi de orice boală fizică, spirituală, puneți mâna dreaptă pe frunte. Puterea Domnului te impactează acum. Orice lanț al amărăciunii, orice lanț al depresiei, orice lanț al fricii, orice lanț al panicii, orice lanț al invidiei, orice lanț al urii. Aleluia! 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 Să rupi orice lanț, 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 să rupi orice lanț. Aud cum cad lanțul. Depresie, în numele lui Iisus, poruncesc să ieși. Aud cum cad lanțul. Diabet, în numele lui Iisus, poruncesc să ieși. Poruncesc în numele lui Iisus să ieși afară. Cuvântul tău. Boală de rinichi. Îți poruncesc în numele lui Iisus să ieși afară. Dureri de cap. Vă poruncesc în numele lui Iisus să ieșiți afară și să nu vă mai întoarceți niciodată. Cuvântul tău. Dependență. Poruncesc în seara asta, în numele lui Iisus, ieși și nu te mai întorci. Orice patimă, în seara asta, poruncesc spiritului din spatele tău să ieși și nu te mai întorci. În numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Orice durere de coloană, poruncesc să ieși și nu te mai întorci. Orice durere de oase, de mușchi, de ligamente, orice înțepătură la inimă, în seara asta te opresc. Nu mai ai putere. În numele lui Iisus, ieși. Ieși. Orice probleme de burtă sau probleme de la femei, în numele lui Iisus, ieșiți și nu vă mai întoarceți niciodată. În numele lui Iisus. Orice neascultare de părinți, în numele lui Iisus, poruncesc, ieși. Aș vrea să mai ocupăm locurile câteva momente. O să lasă să meargă de un pic. Mai sunteți aici? Oh. Mai mergem 5 minute? Aleluia! Versetul 12, Matei 2. Aleluia!
Magii au căutat și au găsit. S-au închinat și au dăruit. Și acum vreau să vedeți încă un lucru. Întâlnirea cu Iisus le-a schimbat drumul. N-ai cum să te întâlnești cu Iisus și să rămâi la fel. Nu se poate. În momentul în care te întâlnești cu Iisus, viața să se schimbă. Când ai o întâlnire reală cu El, ești altcineva. Multă vreme mi-am pus întrebarea, de ce Aron și-a permis să facă un vițel de aur? Știți de ce? N-a avut o întâlnire a lui cu Dumnezeu. A avut Moise. Nu înseamnă că dacă Moise a avut întâlnirea lui cu Dumnezeu, Aron s-a întâlnit cu Dumnezeu. Poți să fii fratele prorocului, poți să fii copilul păstorului, poți să vezi minunile care le face Dumnezeu prin Moise. De ce își permit unii azi să facă ceea ce fac? Știți de ce? Nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Nu. Întâlnirea cu Dumnezeu schimbă viața. Întâlnirea cu Dumnezeu schimbă destinul. Amin? Când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu mai mergi pe drumul pe care mai mergeai. Când te întâlnești cu Dumnezeu, îți vezi de drumul pocăinței ca și filii, ca și famenul etiopian, plin de bucurie. Când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu te mai poate opri nimeni. În seara asta te întreb, ai avut o întâlnire ta cu Hristos? Întâlnire reală. Unii își schimbă biserica, alții hainele, alții freza. Dar în momentul în care te-ai întâlnit cu Iisus, ți se schimbă viața. Religia vrea să ne facă după chipul și asemănarea ei. Hristos, Duhul Sfânt, vrea să ne facă după chipul și asemănarea lui Iisus. Și aici e frumusețea. Aleluia! Sami, unde ai dus coleta aia? Ia du-mi coci un pic. Te rog frumos, afișează-mi. Întâi Corinteni. Aleluia. Nu, 2 Corinteni 3 cu 17. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Duhul Sfânt aduce în viața noastră libertate. Nu robie. Și pune versetul 18. S-a trezit. Să vă arăt ceva. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Noi nu suntem o copie a lui Iisus. Noi nu suntem o copie a lui Iisus. Copia n-are valoare. Noi suntem la fel ca și Iisus, având altă serie.
Eu nu sunt o copie. Că mulți vrea să fie ca Iisus. Acolo nu zice ca să fii ca El, ci să fii același chip al Lui. Și asta face Duhul Sfânt de când te-ai născut din nou până când pleci în cer. Iisus este unicat. Tu ești unicat. Tu ești unicat. Având aceeași valoare, suntem fii și fiice de Dumnezeu. Nu lăsa pe diavolul să se joace cu emoțiile tale, să-și bată joc de sentimentele tale, că ești un nimeni, un terche-berche, un păcătos, un ruinat, un eșec. Nu! În momentul în care te-ai născut din nou, ai intrat în familia Tatălui din cerul, Duhul Sfânt te schimbă zi de zi în asemănarea lui Hristos. Aleluia! Ești unicat! Nimeni nu-i ca tine. Sunt două serii la fel? Ha? Dacă-s două la fel, îi baie. Înseamnă că una e falsă. Nu există. Nimeni nu are ADN-ul tău. Tu ești singură cu ADN-ul tău. Nimeni nu are amprentele tale. Tu ești singură cu amprentele tale. Nimeni nu are valoarea pe care o ai tu. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Asta face Duhul Sfânt. De ce ești în seara asta aici? Că Hristos ia chip în tine. Aleluia! Și oamenii când se uită la noi, îl vede pe Hristos în noi. Amin? Nu mă depersonific eu. Tot Florin rămân. Dar chipul lui Hristos e în mine. Vorba cuiva... Hristos întâiul născut, noi ceilalți suntem Hristoși mai mici. Dar suntem Hristoși, că Hristos înseamnă uns. Unul singur este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și noi toți suntem frații Lui, ascultați-mă, fii și fiice ale Tatălui din cer. Nu ești rob, că robul nu rămâne pururea în casă. Ești fiu și fiică de împărat. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. De aceea am vrut în mod special, în timp ce cântam aici, am văzut așa norul lui Duhului Sfânt care își pune amprenta pe tine. Nu pierde nicio ocazie de a lăsa pe Duhul Sfânt să scoată tot ce-i rău și să aducă cerul tot mai mult în tine. Aleluia! Închei acum. Partea a zis, fratele pastor, a zis, până la 12. Da, dar ești cu bun simț. Închidem ochii puțin. În momentul în care te-ai întâlnit cu Iisus, tu ai un alt destin. Ți s-a schimbat viața, mentalitatea, adică felul de a gândi. Ți s-au schimbat prioritățile. Ți s-a schimbat vorbirea. Ți s-a schimbat motivațiile. Acum, în ceas târziu, fac o strigare. Dacă nu l-ai întâlnit pe Iisus, seara asta, dacă vrei, îl poți întâlni. E aici. E aici, Iisus. Ar vrea cineva în această seară să spună: eu am făcut pasul pocăinței, m-am și botezat, dar n-am văzut o schimbare. Sau să aibă curajul să zică: eu încă nu m-am botezat, dar vreau să-L întâlnesc pe Iisus. Creștinismul nu se moștenește. Mântuirea nu se moștenește. Mântuirea se primește. Și în seara asta, oricine ești aici, ai șansă egală ca și mine, ca oricare de aici, să fii mântuit și mântuită, să intri în familia lui Dumnezeu. Vă rog, pregătiți o cântare. Și dacă în momentele astea cântării e cineva care vrea să-L întâlnească pe Iisus în modul real,
să se ridice în picioare. Nu-ți fie rușine. Uite, îi țin pe oameni cu ochii închiși. Îi țin pe oameni acolo pe scaune. Dar dacă e cineva în seara asta care e pătrunsă sau pătruns de cuvânt, Duhul Sfânt convinge. Ascultă-mă ce zic. Eu n-am puterea să te conving, oare Duhul Sfânt. Și când Duhul Sfânt te convinge, El te și schimbă. Și dacă în seara asta e cineva aici care vrea o întâlnire reală cu Iisus, vrea să plece schimbat sau schimbată, unde ești, ridică-te în picioare. Vreau să mă rog pentru tine. Atât, nu pot mai mult. Știți că ani de zile am predicat că nu pot mai mult, că dacă aș putea, primul pe care l-aș mântui ar fi tata. Dar a fost o zi acum 4 ani când plecam spre București și m-a sunat și mi-a zis: tata, mai ai haine albe? De mai bine de 25 de ani așteptam întrebarea asta. Și acum 4 ani s-a întors la Domnul și acum 3 ani a plecat la cele veșnice. Dacă aș putea să mântui pe cineva, primii ar fi ai mei. Dar nu pot. Cel care mântuie este Iisus. Vrei o întâlnire reală cu Hristosul? Hai să cântăm. În timp ce ei cântă, ai curajul să te ridici în picioare dacă vrei. Niciodată nu ești prea tânăr sau prea bătrân. Încă deocamdată nu-i prea târziu. Aleluia. Simți condamnare, dorești iertare. Dacă prin decizii ai dărâmat din suflet pacea și credința au plecat, lacrimi sunt multe, nădești pierdute. Suntem și cu voi cei care ne urmăriți în ochii lui Dumnezeu, în online. Pentru tine a murit Fiul Său. Și acolo Domnul Iisus e cu tine. Oricine-i fi de Dumnezeu, ești iubit. Dacă ai posibilitatea, ridică-te în picioare. Pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fie mântuit. Oricine-i fi de Dumnezeu, ești iubit. Poți să te ridici în picioare dacă vrei o întâlnire reală cu Iisus. Nu-ți fie rușine. Mesia pentru sale pădă. Rușine să-ți fie când păcătuiești. Niciodată Domnul nu l-a acceptat prin pocăință. El a iertat frimituri zdrobite Domnul și acum din coșul dragostei ridică din drum cu îndurare. Nu știu dacă te vei mai întâlni cu o seară ca asta. Îți dă iertare. În seara asta ar fi bine să te ridici. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu pleca spre casă fără o întâlnire. Pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine vine Dumnezeu, ești iubit. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine vine Dumnezeu, ești iubit. Oriunde te găsești în seara asta, Iisus e acolo. Nu-L poate opri distanțele, zidurile, timpul. De ce acolo unde ești,
Mă rog ca în seara asta să ai o întâlnire personală ta, reală cu Iisus. Să întâlnești viața. Și orice condamnare și orice vinovăție și orice păcat, sângele lui Hristos spală. Haideți, biserica, să ne ridicăm și noi în picioare. Mă rog, Tată, pentru toți cei care vor o întâlnire reală cu Tine. Și în această seară, Duhul Tău să convingă că au șansă reală la viață, la viața veșnică și că prin credință în Iisus Hristos primesc iertarea și viața veșnică, mântuirea. De aceea mărturisesc împreună cu ei, Tată, cred în ceea ce a făcut Iisus la cruce și primesc iertarea și mântuirea prin sângele lui Iisus Hristos. Și îți mulțumesc că în această seară ești aici ca să iei în brațe pe toți cei care se văd slabi sau neputincioși. Aleluia! Atingi orice persoană pentru o schimbare reală. Și îți mulțumesc. În spiritual se întâmplă minuni în seara asta. Știți de ce? L-aud pe diavolul urlând de durere. Și mă bucur că l-aud urlând de durere. Pentru că multe familii sunt restaurate. Multe suflete sunt ridicate. Aleluia! Aleluia! Iisus a biruit moartea. Iisus a biruit pe diavolul. Iisus e viu în vecii vecilor. Aleluia! Da, Tată, laud numele Tău pentru jertfa lui Iisus. Tată, laud numele Tău pentru învierea lui Iisus. Tată, laud numele Tău pentru Duhul Sfânt. Și Tată, laud numele Tău pentru că ne-ai dat dreptul să ne numim copii ai Tăi. Și îți mulțumesc. Glorie Ție. Slăviți să fie Dumnezeu! Iubiții mei, frați și surori, sunt foarte mulți pe live care vor să-L primească pe Domnul în seara aceasta. Și fratele Florin a amintit lucrul acesta. Acolo unde sunteți, puteți să îngenuncheați cu noi la rugăciunea aceasta pe care o facem de încheiere și să îl primiți pe Domnul Iisus în inima voastră. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus. Acolo unde sunteți, fie că ești în camera ta, fie că ești în sufragerie, în dormitor, ne urmărești pe televizor sau știu eu unde, dacă vrei să-L primești pe Domnul, îngenuchează acolo unde ești și noi ne vom ruga de aici pentru tine și Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Toată biserica, ne închidem ochii, ne plecăm capul și strigăm către Dumnezeu. Doamne Dumnezeule din ceruri, îți mulțumim în bunătatea Ta și în dragostea Ta cea mare. Ne binecuvântăm că ești Dumnezeu mare și puternic. Binecuvântă pe cei care, Doamne, astăzi se primesc pe Tine. Te laudă sufletul meu pe Tine, Dumnezeule, pentru bunătatea Ta și dragostea Ta cea mare, pentru că Tu ești Dumnezeu și Tu, Doamne, ai lucrat cu braț puternic. Îți mulțumim, Doamne, la un numele Tău de Tată și de Stăpân, căci Tu ești Dumnezeu mare și puternic și nimeni nu-i ca Tine. Te binecuvântăm în seara aceasta. Îți mulțumim pentru harul și cuvântul Tău pe care ni l-ai dat. În numele Lui Iisus din Nazaret îți mulțumim. Slăvim numele Tău. Fii binecuvântat în veci. Aleluia. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Pun și eu o întrebare. Nu știu dacă e la locul ei, dar eu o pun. Cine a simțit prezența lui Dumnezeu? Cine a vorbit în alte limbi în seara aceasta cu Domnul? Ridicați mâna fără rușine. Aleluia! Doamne, lucrează cu braț puternic. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Aș vrea să mulțumim fraților de pe live, cei care au stat cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mâine vom avea program de la ora 12 ziua până la ora 2. Nu știu ce face Domnul. Nu mai pun șabloane, Duhului Sfânt. Că noi am vrut altceva în seara asta. Dar Duhul Sfânt a lucrat așa cum a vrut El. Și noi trebuie să dăm libertatea aceasta. Și mulțumesc Domnului pentru învățătura pe care mi-a dat-o fratele nostru, păstor Florin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu de confirmarea pe care a făcut-o Dumnezeu în biserica noastră. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos. E cam greu în vremea asta să... Sunt unii care mai fac unele lucruri prin biserici. Cam greu să mai auzim un cuvânt curat. Dar îi mulțumim în seara aceasta că ne-a făcut parte Domnul, har, să putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum vrea El. Fratele nostru va fi cu noi din nou mâine la ora 12 până la 2. Nu știu, eu spun 2, dar nu știu acum. Ungerea cu un de lemn pentru bolnav, eu cred, din punctul meu de vedere, că cel mai indicat este pentru duminică dimineață. Preamărit să fie Dumnezeu. Pentru cei bolnavi. Cred că mulți, Domnul s-a atins de ei în seara asta. Dar este important, pentru că eu știu pe unul care e bolnav de plămâni și zice că e dincolo de cameră. Și Domnul a vorbit prin Duhul Sfânt. Și Domnul s-a atins de el. Măriți să fie Dumnezeu. Eu știu pe unul care îl înțea pe inima tot timpul. Și Domnul s-a atins de el. Mai știu pe altul care are probleme cu depresia. Și Domnul a eliberat de depresie în seara asta. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul lui minunat și dragostea lui. Aș vrea să rămânem cu toții pe loc, să nu plecăm niciunul din biserică, pentru că frații noștri scumpi, fratele Maric împreună cu fratele Samuel, ceilalți frați, Leonard și nu mai știu cine a zis să mai stăm împreună puțin după ce se va termina biserica, să bem o apă minerală. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu vă dăm apă minerală la sticluțe. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Doresc ca Domnul să binecuvinteze. Și vă rog să vă abonați. Biserica Emanuel Toulouse, Facebook sau YouTube. Dumnezeu să vă dea putere să vă abonați, să putem să ne bucurăm împreună. Vă așteptăm cu drag. Să ne bucurăm de fiecare dată când Dumnezeu va da putere fiecăruia, așa cum a spus fratele. Puterea e în noi și noi trebuie să o folosim așa cum vrea Domnul. Măriți să fie Domnul. Mâine, așa cum am anunțat, duminică dimineața de la ora 10, nu mai spun când se termină, dar Dumnezeu să lucreze. Numai duminică facem un ger cu un de lemn pentru bolnavi. Cine dorește să vină, Biserica Emanuel Toulouse, sunteți aici așteptați și duminică dimineața facem ungerea cu un de lemn. Lăudat să fie Dumnezeu. Acum vă doresc o noapte binecuvântată celor care ne-ați urmărit online. Vă mulțumim că ați stat alături de noi. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Amin.